toamnă și despre vreme. Flavia ne vorbește chiar acum. Neața, Flavet! Bună dimineața tuturor! Începem săptămâna cu vreme în general frumoasă și călduță pentru această perioadă din an în aproape toată țara. După amiază, în zona montană vor fi înnorări și condiții de precipitații, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi senin. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar temperatura maximă se va încadra între 25 și 26 de grade. Avem în Crișana o vreme asemănătoare, după cum anunță meteorologii, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 26, posibil 27 de grade. Nu vom avea parte de ploi nici în Banat, avem o parte de o zi foarte frumoasă de toamnă, temperatura maximă va fi cuprinsă între 24 de grade în Reșița și 26 de grade în Timișoara. În Oltenia, după cum vedem, soare, șansele să plouă vor fi din fericire reduse și aici, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 24 de grade în Craiova și 27 de grade în Drobeta, Tunu-Severin. În timp, în schimb, în Transilvania, în centrul teritoriului țării, în special în zona montană, vor fi șanse de precipitații în zonele joase, condiții de ceață, atât dimineața cât și în timpul nopții. Temperatura maximă va ajunge până la 20 de grade în Miercurea Ciuc, 23 de grade în Brașov și 26 de grade în Deva. În Moldova, după ploile din weekend, astăzi ne vom bucura de soare. Vremea va fi călduță pentru această dată. Temperatura maximă se va încadra între 21 de grade în Suceava, Piatra Neamț și 25 de grade în Focșani. În Dobrogea, intensificări ale vântului, în special în a doua parte a zilei, dar nici aici nu va ploua. Temperatura maximă se va încadra între 22 și 23 de grade. Momentan, cerul este acoperit de nori în Muntenia, dar după cum anunță meteorologii, pe parcursul zilei se va însenina, șansele să plouă vor fi reduse, iar temperatura maximă se va încadra între 23 de grade în Târgoviște și 26 de grade în Călăraș. În capitală, de dimineață se înregistrau 17 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 25-26 de grade. Astăzi, cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam despre vreme, să aveți un început de săptămână excelent! Mulțumesc!